Moldovenii ar putea fi obligați să poarte buletinul de identitate în spațiile publice. Este propunerea Inspectoratului General al Poliției făcută în cadrul consultărilor publice pe marginea unei inițiative legislative. Reprezentanții IGP susțin că astfel vor economisi timp pentru a identifica persoanele bănuite de comiterea unor infracțiuni care nu vor mai trebui duse la sectorul de poliție. Totodată, oamenii legii propun și o pedeapsă de la 300 la 600 de lei pentru cei care nu se vor legitima pe loc. Noi suntem dispuși, inclusiv ca să fie pe un suport electronic, o copie, chiar suntem pregătiți și la aceea, dacă cetățeanul își cunoaște IDNP-ul. Propunerea însă este criticată de societatea civilă. Menționez că la moment există obligația de ținere actului de identitate sau o copie acestea pentru prezentarea certificatului COVID-19, obligație instituită prin hotărârea Comisiei Naționale de Sănătate Publică. Dar considerăm noi că instituirea acestei obligații în lege este cu titlu permanent și este o mențiune excesivă. IGP mai vrea să interzică prin lege înregistrarea video, foto sau audio a polițiștilor în timp ce aceștia documentează o persoană. IGP propune ca restricția să fie valabilă și în cazul jurnaliștilor și a activiștilor civici. Poliția vrea să înăsprească și în sancțiunile pentru șoferii care urcă băuți la volan. Doar anul trecut au fost trași pe dreapta aproximativ 5.900 de conducători auto care se aflau în stare de ebrietate. Aceștia au provocat 312 accidente rutiere, în urma cărora au murit 22 de oameni, iar 179 s-au ales cu leziuni. O altă propunere este confiscarea mașinilor șoferilor cheflii. Noi avem diferite situații atunci când mijlocul de transport, persoana este privată de dreptul de a conduce, dar noi cu părere de rău ajungem la neputința în unele situații când persoana continuă să urce la volan. Și prelevarea probelor de sânge pentru șoferi ar putea fi anulată în cazul în care conducătorul auto recunoaște că a consumat alcool și este de acord să treacă etilotestul. În acest fel se va face economie de bani și de timp, susțin reprezentanții IGP. În legea respectivă ne condiționează, trebuie să fie și etilotestul și oricum este necesar prelevarea probelor de sânge. Chiar dacă cetățeanul, fiind în stare de ebrietate, recunoaște la etilotest este în stare de ebrietate, noi suntem obligați să prelevăm probele de sânge. Propunerile ar putea deveni legi doar după ce vor fi examinate de guvern și votate de Parlament.